Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Sunt Dorina Gărganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Fostul șef de stat Igor Dodon a fost pus sub acuzație într-un nou dosar. Cum comentează situația președintele de onoare al socialiștilor? Vedeți la știri. Consumatorii de gaze naturale care au datorii la facturi ar putea fi deconectați de la rețea. De când s-ar putea întâmpla acest lucru, aflați în curând. Reglări de conturi ca în filme. Pe un traseu din țară, două grupări s-au luat la bătaie după ce între membrii acesteia s-a iscat un conflict, anunță poliția. Coronavirusul dă din nou de știre. Numărul cazurilor de COVID a crescut cu aproape 50% în capitală, anunță autoritățile medicale locale. Fostul președinte al țării, Igor Dodon, a fost pus sub acuzație în dosarul Energocom. Potrivit Procuraturii Generale, acestuia i-a fost înaintată învinuirea în săvârșirea infracțiunii de depășire a atribuțiilor de serviciu comisă de o persoană cu funcție de demnitate publică în interesul unui grup criminal organizat. În context, Dodon menționează că este nevinovat. Potrivit Procuraturii Generale, învinuirile la adresa lui Dodon se referă la acțiunile acestuia din anii 2008-2009, pe când deținea funcția de prim viceprim-ministru, ministru al economiei și comerțului. Acesta este învinuit că din poziția pe care o avea la acel moment, deținând funcția de prim viceprim-ministru, ministru al economiei și comerțului, a semnat avizul în baza căruia în mai 2008 de către directorul general al Energocom a fost încheiat contractul privind procurarea energiei electrice pentru Republica Moldova cu o companie străină din Ungaria, în un volum de peste 2 milioane kW pe oră pentru perioada lunilor mai 2008-iunie 2009, contrar prevederilor legii cu privire la societățile pe acțiuni. Oamenii legii au precizat că din poziția pe care o avea atunci, Dodon ar fi eliberat avizul în baza căruia, în mai 2008, a fost semnat contractul privind procurarea energiei electrice pentru Republica Moldova, în condițiile în care compania Energocom avea deja negociate și încheiate două contracte de furnizare a curentului la un preț mai ieftin cu 29%. Iar în urma acestor acțiuni, fostul președinte ar fi cauzat statului prejudicii de peste 11 milioane de dolari, mijloace bănești care ar fi fost transferate ulterior pe conturile unor companii offshore. Cu toate acestea, pe Facebook, Dodon a publicat un video în care le-a recomandat reprezentanților justiției din țară să nu încalce legea și a spus că nu va ceda presiunilor. Ei trebuie să înțeleagă un lucru, că lucrurile se schimbă. Șefii lor vor fugi din țară, dar ei rămân aici. Și noi să discutăm pe urmă. Și toate fără de legile care îi fac. Eu voi ține presiunea respectivă, nu am nicio problemă. Dar cum, e neplăcut? Pentru că sunt 5 capete de acuzații, vreau să le spun că în dosar, în codul penal mai sunt vreo câteva sute. Pot să meargă mai departe. Asta nu o să mă facă să cedez presiunilor. Noi vom lupta și vom învinge. Potrivit procuraturii, acțiunile fostului președinte ar fi dus la majorarea tarifelor la energie electrică, afectând drepturile consumatorilor finali din Republica Moldova. Igor Dodon nu și-a recunoscut vina în săvârșirea faptei de care este acuzat. În privința acestuia a fost menținută măsura procesuală de constrângere sub formă de obligare de a se prezenta la organul de urmărire penală. Igor Dodon se află în arest la domiciliu, unde a fost trimis în alt dosar în care este cercetat în 4 capete de acuzare. Acte de corupție, primirea mitei, finanțarea ilegală a partidului și trădare de patria. În aceeași anchetă este vizată soția și unul dintre cumnați. Toți se declară nevinovați. Din 1 august, consumatorii de gaze naturale care au datorii la facturi ar putea fi deconectați de la rețea. Despre acest lucru a anunțat șeful de la Moldova Gaz, Vadim Ceban. Potrivit lui, conform deciziei din 24 iunie a Comisiei pentru Situații Excepționale, răuplatnicii pot fi debranșați de la sursa de gaz. Ce spun autoritățile, vedeți acum. Potrivit lui Vadim Ceban, de la începutul anului și până la 23 iunie, datoria totală pentru aprovizionarea cu gaze a consumatorilor casnici, persoane juridice și organizații bugetare către Moldova Gaz este de aproximativ 123 de milioane de lei, dintre care peste 105 milioane constituie datoria consumatorilor casnici. Astfel, în urma discuțiilor pe care le-a avut cu membrii Comisiei Situații Excepționale, s-a decis deconectarea celor care înregistrează datorii. Noi putem deconecta pentru neachitare la timp, pentru consumatori care
și a permis neachitarea pentru un termen de așa 30 de zile, plus încă 10 zile de să dai pentru achitare, cu alte cuvinte, cei care au depășit termenul de achitare mai mult de 40 de zile. Deci noi nu am deconectat pe nimeni în perioada de situație de urgență. Noi pur și simplu alți soluții noi avem, acționăm conform deciziei Comisiei Situații Excepționale și acolo este scris că începând cu data de 1 august se permite deconectarea. Cu alte cuvinte, este legea și este regulamentul ANRE care pentru cei care au datorii nu avem drept să deconectăm. Am încercat să obținem o reacție de la Ministerul Infrastructurii la acest subiect. Consilierul pe comunicare al vicepremierului Andrei Spânu ne-a spus că va reveni ulterior cu un comentariu. Tariful la gaz din 1 iunie este de aproape 19 lei. În luna mai, prețul de achiziție a fost de 919 dolari pentru 1000 de metri cubi. Decizia Consiliului Municipal Chișinău de scumpire a călătoriei cu transportul public din capitală a fost atacată în instanță de Cancelaria de Stat. Motivul ar fi lipsa expertizei anticorupție. Instituția este contrazisă însă de primarul capitalei Ion Ceban. Edilul a mai precizat că nu va renunța la inițiativa de majorare a prețului biletelor, iar într-o înregistrare video a vorbit și despre investițiile în sistemul de transport public. Primarul Ion Ceban a făcut anunțul într-o înregistrare video privind atacul în instanță de către Cancelaria de Stat a deciziei de scumpire a tichetelor de călătorie de la 2 la 6 lei. Ne-am trezit cu cerere de chemare în instanță de contencios administrativ cu privire la anularea deciziei Consiliului Municipal Chișinău. Argumentele invocate sunt de-a dreptul absurde. Da? Fac referință la expertiza anticorupției, care de fapt există și este semnată de către colegii noștri. Un asemenea atac asupra administrației publice locale în contextul descentralizării nu a avut loc în Republica Moldova în toți acești ani de independență. Când Cancelarea de Stat, care de fapt trebuie să notifice dacă vede vreo problemă eventual, iar primăria să răspundă în termen de 30 de zile. Reprezentanții Cancelariei de Stat ne-au confirmat că au sesizat instanța de judecată, precizând și câteva argumente. Confirmăm că Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat a sesizat instanța de judecată și a solicitat suspendarea și anularea deciziei CMC, ținând cont de faptul că impactul social-economic produs de efectele juridice ale actelor administrative vizate ar putea avea consecințe grave asupra beneficiarilor transportului public de călătorii, se arată în mesajul emis de instituție. Chiar și așa, edilul susține că politica tarifară va merge înainte, învinuind partidul de guvernare de cele întâmplate. Guvernarea PAS vrea să anuleze. Nu veți reuși și nu presați, vă rog, sistemul judecătoresc. Ceea ce cred eu că face guvernarea PAS este să-și bată joc în continuare de chișinăuieni. Opriți-vă și apucați-vă de lucrurile pe care le-ați promis oamenilor în campania electorală și lăsați municipiul Chișinău să se dezvolte. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că PAS nu are cum să atace o administrație publică locală. Există proceduri legale ce trebuie respectate, iar dacă instituțiile ierarhic superioare au identificat încălcări la primăria Chișinău, acestea nu au decât să acționeze conform legislației în vigoare. Așteptăm decizia instanței. Ion Ceban a vorbit și despre investițiile în sistemul de transport public și infrastructura rutieră, argumentând astfel majorarea tarifului. Avem troleibuze de ultima generație, atât din Belarus, cât și a altor producători. Toate absolut troleibuzele și autobuzele pe care le-am procurat sunt dotate cu aparat de aer condiționat, cu prize USB. Avem 100 de autobuze noi procurate. Isuzu, care la fel circulă în raza orașului, dar și în suburbiile capitalei. Lucrăm la benzile dedicate, lucrăm la infrastructura drumurilor. Au fost reconstruite mai mult de 60% din stațiile de așteptare. Din 1 iulie, prețul unui bilet de călătorie cu troleibuzul sau autobuzul în capitală și în suburbii ar urma să constituie 6 lei. Noile prevederi pun însă accentul pe procurarea abonamentelor care vor costa 234 de lei lunar, pentru 3 luni 594 de lei, iar pentru jumătate de an 972 de lei. Potrivit autorităților, peste 15.000 de abonamente au fost vândute până în prezent, iar
oamenii au solicitat mărirea numărului de locații pentru comercializarea acestora. Totodată, primăria anunță că transportul public va fi gratuit pentru aleșii locali, copiii care au până în 7 ani, funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului de Interne, pensionarii, veteranii, dar și alte persoane. Ultima dată, tarifele pentru călătoriile cu transportul public în capitală au fost ajustate în anul 2009. Reglări de conturi ca în filme pe un traseu din țară, potrivit poliției. Două grupări s-au luat la bătaie după ce între membrii acesteia s-a iscat un conflict, fără a menționa însă de la ce a pornit cearta. În consecință, un bărbat din capital a ajuns la spitalul raional din Comrat cu o rană în regiunea pieptului. Oamenii legii anunță că au reținut toate persoanele implicate în acest caz. Potrivit poliției, conflictul ar fi apărut la iveală după ce duminică seara un bărbat cu o rană în regiunea pieptului a ajuns la spitalul din Basarabeasca. Oamenii legii au stabilit că acesta a fost implicat într-un conflict declanșat câteva zile mai devreme între mai multe persoane. Ulterior, scandalul a degerat pe traseu. Din imaginile video publicate de poliție, se vede cum un bărbat aruncă o anvelopă într-o mașină ce se deplasa pe traseu. Ulterior, în imagine apar 4 mașini și un motociclist. Acesta, din urmă, lovește cu un obiect o mașină și șomează șoferul să oprească, apoi mașina este oprită chiar în mijlocul drumului, iar motociclistul și un alt bărbat se năpustesc asupra ei și lovesc în geamuri. Din comunicatul poliției, nu este clar de la ce a pornit conflictul și nici cine sunt persoanele implicate. Totuși, oamenii legii menționează că în urma bătăilor, unul dintre bărbați s-a ales cu o rană în regiunea pieptului, fiindu-i aplicată cu o rangă metalică. Contactat de TV6, vicedirectorul Spitalului Raional Basarabeasca ne-a spus că victima a fost transportată la spitalul din Comrat. Este recomandat că adică e transferat în chirurgie, unde este mai aproape. Nu putem să vă spunem că gravă. Deci unde era normal și toate celelalte, înțelegeți cum? Și pe urmă ne-a unit coordonatorul și acum coordonatorul ne-a organizat transportul. A fost cu chirurgul, venit cu salvare și transferat în Comrat. La recepția de la spitalul din Comrat au refuzat să ne ofere detalii. Din păcate, în primul rând, nu cunosc despre cine dumneavoastră vorbiți, iar în al doilea rând, eu nu am dreptul să vă zic informație despre pacient. Potrivit poliției, toate persoanele implicate în conflict au fost identificate și duse la inspectorat. Bărbații sunt cercetați penal pentru huliganism agravat. Șefa secției comunicare a IGP, Diana Fetco, nu ne-a răspuns la apel și mesaje pentru a ne oferi detalii despre acest caz. Pentru prima dată de la declanșarea războiului din Ucraina, președintele Maia Sandu a mers într-o vizită de lucru la Kiev la invitația omologului său ucrainean. Șeful statului s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky după ce a vizitat câteva orașe din regiunea Kiev care au fost bombardate în primele săptămâni de declanșarea conflictului. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a publicat pe pagina sa de Facebook o înregistrare video de la întrevederea cu omologul său de la Chișinău. Cei doi își dau mâna și se salută în limba engleză. Postarea lui Zelensky a fost însoțită și de un mesaj. Avem nu doar o graniță comună cu Moldova, ci și valori și aspirații. Solidaritatea dumneavoastră cu țara și poporul nostru este foarte importantă, a precizat acesta. Înainte de discuțiile cu Zelensky, Maia Sandu a vizitat și localitățile Borodeanca, Bucea și Irpin, distruse de bombardamente încă în primele săptămâni de război. Am văzut cu ochii mei case arse din temelie, blocuri de locuit distruse de rachete, spitale, magazine și grădini. Grădinițe făcute ruine de atacurile artileriei rusești în Borodeanca și Irpin. Asta deși Moscova afirmă de fiecare dată că Kievul este cel care a provocat distrugerile. Acuzație respinsă de oficialii ucraineni. Maia Sandu a postat pe Facebook un alt mesaj în care manifestă sprijinul Moldovei pentru Ucraina.
Vom continua să susținem refugiații ucraineni adăpostiți în Moldova, vom consolida capacitatea de transport și de tranzit pe teritoriul moldovenesc pentru a organiza coridoare de transport de mărfuri dinspre și înspre Ucraina. Este obligația noastră morală de vecini și de prieteni să-i ajutăm. Am agreat de asemenea în cadrul discuției cu președintele Zelenski că țările noastre vor colabora în domeniul economic și energetic, precum și pe calea de aderare la Uniunea Europeană, a scris președintele pe pagina sa de Facebook. Amintim că Rusia a respins orice acuzație legată de uciderea în masă a civililor în orașul ucrainean Bucha. În același timp, Ucraina adună dovezi ale crimelor pe care în țara vecină se insistă că au fost comise anume de armata rusă. Materialele acumulate vor fi expediate tribunalului de la Haga. Președintele a mers în Ucraina însoțită de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu, de consilierul prezidențial în domeniul apărării și securității Dorin Răcean, dar și de secretarul de stat al Ministerului de Externe Ruslan Bolbăceanu. Anterior, în Ucraina s-a deplasat președintele Parlamentului Igor Grosu alături de deputatul PAS Lilian Carp, care este și președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională. Chișinăul recomandă Moscovei să se abțină de la declarații care contribuie la escaladarea situației. Reacția vine după ce în ultimele zile mai mulți oficiali din Rusia s-au expus cu referire la evoluțiile din Republica Moldova. Într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău se spune că au fost promovate subiecte inexistente și paralele false. Recent, fostul premier rus Dmitri Medvedev a declarat că Bucureștiul vrea o nouă Românie mare și pe lângă asta a amenințat Republica Moldova cu scumpirea energiei și întreruperea altor resurse dacă se vor alinia sancțiunilor impuse Kremlinului de țările lumii ce condamnă războiul. În ultimele zile am remarcat interesul mai multor oficiali din Federația Rusă de a se expune pe marginea evoluțiilor din Republica Moldova, fiind promovate subiecte inexistente și paralele false, ocazie cu care dorim să facem anumite clarificări pentru a nu intra în polemici ulterioare. Integrarea europeană a țării noastre, care a progresat constant în ultimele decenii, este susținută de majoritatea cetățenilor, culminând în aceste zile cu acordarea statutului de stat candidat pentru aderare prin decizia tuturor statelor membre ale UE, fapt ce deschide o nouă filă în istoria modernă a țării noastre, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău. Potrivit diplomației moldovenești, integrarea europeană va consolida suveranitatea Republicii, instituțiile de drept și democrația, iar statutul de stat candidat va îmbunătăți procesele de reformă și dezvoltare europeană. Vor fi create condiții mai bune de trai. Totodată, ce ține de relația Moldovei cu România, instituția precizează că dialogul moldo-român se dezvoltă în baza parteneriatului strategic pentru integrare europeană a Republicii Moldova, iar statul vecin este primul care ne-a recunoscut independența. Această relație matură și de încredere reciprocă între două state suverane și cu multe obiective comune este un exemplu în dialogul bilateral. În condițiile de război a unei crize economice și umanitare fără precedent din regiune cauzate de acesta, susținem efortul comun al comunității internaționale de restabilire a păcii în regiune și abținerea de la declarații care nu contribuie decât la escaladarea situației, se mai arată în mesajul Ministerului de Externe. Reacția instituției vine după ce, într-un interviu pentru agenția de presă TASS, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a amenințat Moldova că va opri furnizarea de resurse energetice rusești dacă țara se va alătura sancțiunilor UE împotriva Rusiei. Oficialul a mai declarat că autoritățile de la Chișinău intenționează să anexeze Moldova la România, distrugând-o astfel ca stat. În plus, el a acuzat oficialii români că fac dansuri politice în jurul Moldovei de mult timp și că au intensificat eforturile de a prelua în mod legal țara. De cealaltă parte, Ministerul de Externe al României susține că declarațiile lui Medvedev indică frustrare și fac parte din retorica falsă a Kremlinului. Decizia Consiliului European de a acorda Moldovei statutul de stat candidat pentru aderarea la UE este corectă și reprezintă o realizare cu adevărat istorică, o reconfirmare a vocației și orientării europene ale Republicii Moldova și cetățenilor săi, se mai spune în comunicatul emis.
Acum două săptămâni la Chișinău a avut loc ședința solemnă comună a Parlamentelor Republicii Moldova și României, încheiată cu o horă a deputaților. Recent, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că Republica Moldova se va alătura sancțiunilor ulterioare adoptate de Uniunea Europeană împotriva Federației Ruse. Potrivit lui, statutul și aspirațiile noastre europene ne impun să fim solidari cu Uniunea Europeană. Pe parcursul săptămânii trecute în Chișinău au fost înregistrate 121 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus. Numărul ar fi în creștere cu aproape 50% față de săptămâna precedentă, spune șeful Direcției Municipale Sănătate, Boris Gâlcă. Mai mult decât atât, acesta a atenționat populația să evite evenimentele care pot provoca anumite pericole, dar cel mai mult să nu uite de vaccinarea anticovid. Potrivit șefului Direcției Generale Asistența Medicală și Socială a Primăriei, Boris Gâlcă, numărul cazurilor noi de COVID înregistrate în săptămâna 20-26 iunie este cu 76 mai mare față de cel din perioada 13-19 iunie. O tendință și în regiune, de aceea repet și atenționez, dacă nu ne atenționează Ministerul Sănătății, cel puțin noi în municipiul Chișinău vrem să fim în siguranță. Vreau să atenționez populația referitor la evitarea totuși a evenimentelor care pot provoca, să zicem, anumite pericole, dar cel mai important și care rămâne prioritar, să nu uităm despre vaccinarea COVID. Șeful de Direcție Municipale Sănătate a mai spus că populația ar manifesta interes mai scăzut pentru vaccinarea împotriva noului coronavirus, în timp ce municipalitatea este în așteptarea aprobării vaccinării cu doza 4. Vom aștepta la fel ghidarea din partea Ministerului Sănătății cu privire și la efectuarea dozei 4, care deja se face în foarte multe țări. Noi nu avem nicio ghidare și nicio informații despre acest fapt și care este protocolul de aplicare în Republica Moldova. Responsabilii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică afirmă că doza 4 încă nu este reglementată în Republica Moldova. În primul rând, deci la moment nu este implementată doza 4 în Republica Moldova. Deci sunt reglementate doar 3 doze de vaccin. Are suficiente stocuri de vaccin anti-COVID-19 Pfizer, avem în jur de 350.000 de doze, avem Sinovac în jur de 24.000 de doze și Sinopharm în jur de 55.000 de doze. Potrivit site-ului vaccinare.gov.md, în ultimele 7 zile a fost administrată 1.658 de doze de vaccin, dintre care 259 doza 1, doza 2 a fost 624, iar boosterul a făcut 775 de persoane. În total, numărul persoanelor vaccinate cu schema completă este de 1.065.122.000. A plecat în Statele Unite ale Americii, chiar dacă nici măcar nu știa limba engleză, și a ajuns regizor de film. Este vorba despre pământeanca noastră din Cahul, Natalia Curea, care la numai 33 de ani are deja în palmaresul său profesional numeroase premii câștigate cu primul său film, Jump. Iar acum aceasta își propune să realizeze o peliculă acasă. Ce teme va aborda, pe cine vrea în rolurile principale și când va avea loc castingul, aflați astăzi la ora 19:30, urmărind emisiunea Moldova la pachet, realizată de colega noastră Dorina Macarici. Natalia Curea era studentă la Facultatea de Jurnalism atunci când a decis să plece în Statele Unite ale Americii printr-un program studențesc pentru o perioadă de 3 luni. Și apoi să fac regie absolut întâmplător. Văzusem un anunț din cadrul unei universități de acolo, din Manhattan, la New York, unde se selectau 25 de aplicanți. Cumva acest anunț mi-a trezit interesul și mi-am descoperit vocația. Natalia a decis să aplice, deși nu avea habar cum se face un film. Cu toate acestea, producția a fost una dintre cele mai bune, astfel că tânăra a fost selectată pentru a face regie timp de 4 ani. Am cumpărat o cameră simplă, video record, pe un tripod. Era un film fără dialog,
așa cu doi actori, nici nu erau actori de fapt, erau niște prieteni, nu, la vremea aceea nu aveam idee unde să găsesc actorii, cum se face casting, am făcut totul din intuiție. Primul său film, Jump, pe care l-a realizat imediat după ce a absolvit facultatea, a câștigat la New York premiul pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor la categoria dramă. În Italia, Franța și Anglia a primit premiul de cel mai bun film la categoria scurtmetraje, iar în Berlin premiul publicului. Natalia își propune în următorii 2 ani să filmeze în Cahul mai multe producții cinematografice, scopul cărora ar fi să le schimbe oamenilor percepția asupra vieții. Întotdeauna mi-am dorit să fac ceva pentru țara noastră, să contribui cu ceva societății noastre. Din anii 90, femeile erau traficate și până la urmă tot ele erau blamate. Deci asta ar fi o percepție pe care ar trebui să o schimbăm. Actorii din Cahul spun că așteaptă nerăbdători ziua castingului, mai ales că, afirmă ei, alegerea nu este prea mare în zona lor de activitate, iar salariile mici îi fac pe mulți să plece peste hotare chiar și după 10 de ani munciți la teatru. Artiștii spun că leafa lunară este de aproximativ 5.000 de lei. Salariul, într-adevăr, este mic. După ce se dau, adică în Parlament, se gândesc cum să împartă bugetul, cultura este pe ultimul loc. Oamenii inteligenți nu trebuie să fie apreciați. Mai bine așa, știți cum, ca să mai puțin. Am avut gânduri de plecare de multe ori, pentru că cumva cultura nu este apreciată, pentru că e o cenușăreasă în societatea noastră. M-am supărat atunci când am auzit că când s-a făcut legea salarizării s-a uitat de cultură, ca să-și amintească pe urmă cumva de noi. Nu și-au mintit destul, noi încă suntem cu salarii mici, dar rezistăm pentru că probabil suntem niște entuziaști nebune. Natalia și-a propus să organizeze castinguri în mai multe orașe din țară, iar bugetul pentru un film pe care îl va realiza în Moldova l-a estimat la $1.000.000. Anterior, ministrul culturii, Sergiu Prodan, citat de Infoprimneo, spunea că una dintre prioritățile instituției este crearea unui fond al culturii și majorarea din acest an a salariilor angajaților din domeniu. Ia a fost cinstită la Orhei, unde sute de locuitori ai raionului au îmbrăcat costume tradiționale și au participat duminică la Parada Portului Popular, care a avut loc în orașul Orhei. Cu voie bună și zâmbete pe față, tineri și vârstnici deopotrivă au cântat și dansat pe ritmuri de muzică populară moldovenească, după care s-au prins într-o horă în care a fost prezentat un brâu tradițional de peste 100 de metri. Totodată, cu prilejul evenimentului, a fost inaugurat un târg cu produse tradiționale. Evenimentul a fost organizat tradițional cu ocazia Zilei Internaționale a Iei. Portul Orhean. Sub acest generic, sute de oameni din satele raionului Orhei, inclusiv din oraș, au defilat în straie tradiționale, au chiuit și au slăvit costumul moldovenesc. Câțiva dintre participanții la eveniment ne-au spus că sunt onorați că au îmbrăcat haine tradiționale și că în așa mod pot transmite generației tinere valorile poporului nostru. Este extraordinar pentru naționalitatea noastră, pentru popor, pentru copii și pentru viitor. Sănătate la toată lumea și cele bune să adune. Cele rele duc pe rău. E portul nostru popular care noi îl păstrăm din strămoși. Ne mândrim cu el și îl purtăm și azi și mâine și niciodată nu l-om lipăda. Oamenii cu care am stat de vorbă s-au declarat impresionați de spectacol. Cel mai renumit dans orchean, vers de maestru Tudor Soldan, azi, aici, în piața Vasinelupu. Într-adevăr, simte că trebuie să păstrăm și din vechime, tot trebuie să păstrăm. Oamenii aici se întâlnesc, sunt pozitivi și costumul tradițional reprezintă tradițiile noastre care sunt și care au fost. Noi trebuie să transmitem asta la tineri. E o atmosferă super. Mulți dintre vizitatorii și-au umplut pungile la târg, iar meșterii populari ne-au spus că au muncit cu dragoste
pentru a-i uimi cu produse de calitate. Fac lucrări extraordinar de frumoase care bucură ochiul la toți, în afară de croșet de macrameu, mai fac diferite bluzițe, hăinuțe, șaluri și lucruri care sunt necesare fiecăruia. Toate care le vedeți jos aici sunt încă de la bunica am învățat, mama o croșetat, eu și toți care trec alături, pe mine, că iau-te bunica făcea, iau-te bunica făcea. Eu am venit cu coșuri lucrate din papură. Tăt de mână și urzala e de mână și bătătoia asta, ea e tăt de papură, tăt. Ziua de astăzi este minunată și acest eveniment este plin de splendoare, deoarece portul național demonstrează unitatea neamului nostru prin cultură, limbă, tradiții, obiceiuri. Cu un mesaj de felicitare pentru orheieni au venit și reprezentanții autorităților publice locale. Cu toți am făcut un marș, fiindcă cu adevărat promovăm valorile și tradițiile naționale, învățăm și urmașii noștri ca să fie alături de tradițiile noastre, de datele noastre, să-și cunoască istoria. Sufletul și inima orheilor este astăzi prezent aici în piața Vasile Lupu, fiindcă nu putea să vină cineva astăzi aici dacă nu vibrează și nu simte și nu trăiește și nu a fost educat și nu transmite această educație mai departe pe care am primit-o noi de la bunii și străbunii noștri. La parada Portului Popular a fost invitat ca oaspete de onoare directorul Casei Ruse din Chișinău, Andrei Muravyov. Мне очень приятно сегодня разделить с вами. Mi-e plăcut că astăzi împart cu voi această sărbătoare culturală a tradițiilor luminoase care are multe secole și reprezintă cultura moldovenească. Vicavih tradiției moldavskej kultury. Parada Portului Popular la Orhei a ajuns la cea de-a șaptea ediție. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gărganu și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare alături de cei dragi. La revedere!